Fermierii primesc subvenții generoase de la stat, însă până la încasarea acestora trebuie să respecte o serie de reguli aplicate și la nivel european, implementarea acestora fiind verificată de către cei de la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara. O primă rundă de control a avut loc la fermierii declarați eligibili în prima sesiune din acest an a programului Tomata, fiind constatate, din păcate, și nereguli, care au dus la sistarea posibilității de a încasa subvențiile. În perioada următoare va avea loc o nouă etapă de control. Principalul program, cel cu tomata, cu legumele în spații protejate, am încheiat nu de mult prima etapă a verificărilor. Au fost verificați toți cei care au fost declarați eligibili în program. Din păcate, o parte din ei nu s-au calificat pentru etapa a doua din cauza existenței suprafeței de 1000 de metri pătrați sau a neexistenței culturii pentru care se dă acest sprijin. Urmează, în baza notificărilor pe care le vom primi de la fermier, să facem cea de-a doua verificare. Fermierii care trec de aceste controle pot primi subvenții de 3.000 de euro pentru 1.000 de metri pătrați cultivați cu tomate. Totodată, mai este necesar și ca, până în data de 10 iunie, fermierii să facă dovada valorificării unei cantități de minim 3 tone de roșii. Deci, la programul de Tomata, subvenția stabilită este de 3.000 de euro pentru 1.000 de metri pătrați cultivați cu tomate. Condiția de bază să existe această suprafață cultivată cu tomate și să facă dovada valorificării a cantității de minim 3.000 de kilograme de tomate. Deci pentru beneficiarii înscriși în ciclul întâi, perioada maximă pentru care ei trebuie să facă dovada valorificării celor 3.000 de kilograme de tomate este data de 10 iunie inclusiv. Față de alte culturi, la programul Tomata există și o a doua sesiune de depunere de cereri pentru obținerea de subvenții prin scheme de ajutor de minimis, aceasta urmând a fi deschisă spre sfârșitul verii.